Turul al treilea din sezonul regular al Ligii 1 de futsal va începe în acest weekend, liderul campionatului Auto Bergamo Deva urmând a sa în această primă etapă, din cauza numărului impar de echipe înscrise în competiție. Urmează apoi o acțiune a echipei naționale cu devenii Ișloi și Cușmodi printre convocați, iar după aceasta se va disputa etapa a doua, în care Auto Bergamo va juca pe teren propriu cu United Galați, principala contracandidată la câștigarea titlului. Pentru devenii vor fi 3 meciuri dificile la rând, într-o perioadă scurtă, iar conducerea clubului speră să nu se confrunte cu probleme de lot. Auto Bergamo trebuie să avem acum un plan pe termen scurt, având în vedere că în decurs de vreo 10 zile avem 3 meciuri esențiale. Deci avem acasă cu Galațiu, avem deplasare la Odorhei și avem după aceea cu Timișoara aici. Toate se vor disputa în maxim 10 zile. Și nu numai asta, e că sunt mici probleme în sensul de lot, de oboseală, este și o acțiune a echipei naționale. Acum, înainte de meciul cu Galațiu, la noi avem un cartonaș roșu pentru meciul cu Galația lui Cojocaru, nu poate evolua. Pentru meciul cu Timișoara, același Cojocaru trebuie să fie prezent pentru depunerea jurământului în Republica Moldova, probabil nu va putea evolua la meci. Mai avem și ceva accidentări, deci trebuie muncă multă, seriozitate și să avem rezultate. Asta este termen scurt. Cei de la Auto Bergamo își doresc să termine sezonul regular pe prima poziție pentru a avea un parcurs mai facil în play-off. Pe termen lung ar fi ideal să terminăm sezonul regular pe primul loc, cu primele două locuri. Noi vrem să fie primul loc, să vedem, sper să se și poată. Și după aceea să atacăm play-off-ul cu un moral bun și cu turația la maxim. Primele două clasate la finalul sezonului regular din Liga 1 de futsal se califică direct în semifinalele play-off-ului. Echipele de pe locurile 3-6 vor juca un tur suplimentar în play-off, cele două câștigătoare urmând a accede în semifinale, iar ultima clasată va juca un baraj de promovare retrogradare cu o formație venită din Liga Secundă.